Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Fecioară. Încerc să pun blițul ca să se vadă mai bine. Etalare pentru ianuarie 2022. Haideți să vedem, dragii mei, energia generală pentru această lună. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Fecioară, ianuarie 2022, energia generală. Energia generală. Ianuarie 2022, Fecioară. Soare, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Fecioară. Sunt multe cărțime. Nu amestecăm. Energia generală. Energia generală pentru Fecioară, Soare, Luna, Venus, Ascendent. Generală. Bine, au venit trei cărți. A trebuit să le iau. Asul de cupe a mai venit într-un format și mai mare. Asul de cupe, șapte de cupe și opt de foc. Pentru unii poate să fie o nouă dragoste sau o nouă etapă în iubirea pe care o aveți față de cineva, dar această iubire e la distanță cu opt de foc sau, dacă nu e la distanță, necesită călătorii, comunicare ca să se lege. Altfel, rămâneți în șapte de cupe, în confuzii și în vise. Dacă vreți, interesant, șapte și cu 1, 8. Opt înseamnă detașare emoțională. Nu zic că v-ați detașa emoțional, dar intrați într-o energie negativă dacă aceste sentimente foarte frumoase pe care le aveți sau emoții pe care le aveți față de cineva, dacă nu se materializează și nu se transformă prin comunicare, prin călătorie, prin pasiune, rămâne doar o confuzie, un vis, o opțiune care la un moment dat vă va aduce o stare de nemulțumire la 8 de cupe, pe care evident că va trebui să o depășiți și acum, rămâne de văzut pentru cine o fi acest mesaj. La capătul, e extraordinar, 8 de cupe? Am zis. Asul de pământ, dorința de a materializa, regina de apă. Dorința de a materializa o nouă etapă în relația voastră, o etapă care să ducă către 10 de pământ. Cu un personaj care vă vindecă, vă aduce bucurie în suflet, vă umple sufletul de bucurie, dar care e la distanță. Posibil din cauza distanței ați încercat să vă detașați, voi sau ei, dar nu a mers, ați rămas cu visele, dar nu e suficient, nu e suficient. Hai să vedem ce alte mesaje. Opt de foc. Iar dorința de a comunica despre aceste visuri, despre aceste, poate ați visat o dragoste, vreți să comunicați cu cineva, că ați visat, că sau un vis, cineva vă trimite prin vis mesaje de vindecare cu asul de cupe. Rămâne de văzut, haide să vedem. Soare, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord, Fecioară. Ianuarie 2022. Centrală. Sau un suflet. O nouă demone de bâte. De ce fi zis monede? Probabil 8 de cupe. 9 de monede. 9 de monede reprezintă o persoană singură, independentă. Că sunteți voi, că cealaltă persoană singură, independentă, această independență vă obosește? Vă obosește? 9 de bâte. Sunt niște blocaje. Blocaje în sufletul vostru. Sau vă gândiți să blocați pe cineva? Dar nu știu dacă e bine cea mai bună soluție. Mare grijă să nu vă blocați sufletul. Lăsați totuși o portiță pentru anumite persoane mai speciale, da? Chiar dacă sunteți răniți, stați în picioare. Inclusiv la nivel sufletesc, da? Ia uite, 9 și 9, 9 de spade. Provocarea este să nu vă faceți prea multe griji. Tipic fecioarelor. Fecioarele fiind mercuriene își fac multe griji. Poate e altcineva. Cu marcaj în semn de aer sau de foc. Însă,
ați trecut prin multe, sunteți răniți, dar vreți să rezistați. Vreți să rezistați, măcar, poate nu cu tot sufletul deschis, dar repet, cu o părticică din sufletul vostru, ați vrea să... sau o părticică din sufletul vostru ați vrea să o lăsați pentru cineva special. Dar există aceste griji ale voastre sau ale altei persoane. Poate cineva la pat? Poate aici este blocajul. Nu puteți călători, nu puteți manifesta ceva și acest lucru pune la pat pe unul dintre voi, există și varianta asta, sau boala cuiva. Dacă ați fost bolnavi, stați în picioare, aici e provocarea. Să nu rămâneți în această postură, ci să rămâneți în picioare. Poate aveți probleme cu spatele unui dintre voi. Ambele cărți arată probleme de mers pentru unii dintre voi. În trecutul îndepărtat, 7 de băte. V-ați apărat terenul, v-ați apărat proprietățile cum ați putut mai bine. Dar nu știu dacă asta e toată cea mai grozavă atitudine, 7 de băte. Este curajos 7 de băte, dar uneori printre aceste băte poate să fie și una care e specială. De azi fiind ofensivi, mai bine zis defensivi, apărându-vă atâta teritoriu și anumite poziții, s-ar putea să pierdeți oportunități. 3 de monede. Unde m-am apărut? La rac, parcă. În aceeași poziție. Poate aveți unii dintre voi planete în rac. În ultima vreme, 3 de monede. Vă doriți să vă reconstruiți viața. Poate v-ați consultat cu cineva. Vreți să refaceți ceva. Vreți să refaceți eventual structura voastră spirituală. Eventual pierdută în momente de suferință, de boală. Și dacă o refaceți, reușiți să stați în picioare. Dar e o decizie a trecutului, această dorință de a crește spiritual, de a vă reconstrui. Și se vede că totuși în moment, posibil aceasta să vă fi influențat pe unii dintre voi și să vă determine să rămâneți în picioare, în pofida greutăților. Nebunul, interesant. Nebunul. Vreți să o luați de la zero, da? Voi sau altcineva vom vedea la clarificări. În prezent soarele. Ce frumos! Ce frumos! E soare afară? Nu știu în ce zonă, nu contează, dar e important să fie soare în sufletul vostru. Cum vă zic și eu, soare în suflet. La modul simplist ar fi cineva cu marcaj în zodia leului. Poate voi sunteți cu marcaj. În general, fecioarele au marcaj în zodia leului. Dar poate să fie un copil al vostru care vă aduce multă bucurie sau pur și simplu ceva vă aduce multă bucurie. Poate sfârșitul acestui an cu greutăți, că asta ți-e mai de trecut, dar a început noul an zero, da? A început noul an care va vibra încă un timp, da? Măcar până la sfârșitul lunii ianuarie, tot în zero ne vom simți. Această schimbare și de număr și de energie. Vă face să fiți unii dintre voi plini de speranță cu soarele? Vă simțiți în forță? E minunat, dar totuși e o provocare aici. Dacă voi vă simțiți în forță, înseamnă că acest nou de spade nu e al vostru. Vedem. Sfatul. 3 de băte. Sperați în continuare, da? Cu soarele. Sperați, credeți. Soarele ține de credință. Poate vă întăriți credința la care ați tot muncit. Dorința de a rezista. 3 de băte. Probabil că așteptați să vină soarele pe strada voastră, să vă bucurați de ceva. Sfatul este să vă... Vom vedea cum se clarifică. Efectuați să vă pregătiți de o călătorie. Însă mai sunt niște lucruri de rezolvat în legătură cu acea călătorie. Opa, exterior, steaua. Cineva vă inspiră cu steaua și cu soarele, ar putea să fie aceeași persoană. Cineva de la distanță vă inspiră, vă atrage. Vi se pare că e parte din destinul vostru. Și steaua e la distanță și 3 de băte la distanță. Bine, 3 de băte mai aproape, dar unindu-le, posibil să fie un personaj la distanță care vă atrage și vă inspiră.
Deocamdată nu vorbesc de atracție magnetică erotică, cât inspirație. Vă vindecă. Nu sunteți voi steaua, e altcineva. Nu zic musai marcaj învărsător, deși o să vedem la clarificări, dar posibil să fie o persoană publică. Poate unii v-ați îndrăgostit de o persoană publică? De ce vă este teamă de 4 de cupe? De să nu pierdeți oportunitățile, cum ați zis mai devreme. N-ați vrea să treacă dragostea, să treacă viața pe lângă voi, cu gândul la supărările anterioare. Nu vreți, cel puțin cu această energie, logic, după cum se și vede, cu această energie solară și în poziția sfatului 3 de băte, speranța, da? Vreți să rămâneți în picioare și să... posibil să călătoriți către steaua voastră, către destinul vostru, tocmai ca să nu rămâneți în această stare de griji, de gânduri, de nostalgie, de depresie eventual. 6 de monede vă doriți. Vă doriți 6 de monede să vă echilibrați viața. Dacă aveți probleme financiare, să vă ajute cineva. Dacă voi aveți mai mult și cineva, din drag, vi se pare că are probleme financiare, să ajutați pe cineva, vă doriți să ajutați, pentru că în general fecioare, unele, nu toată lumea, da? Unele fecioare iubesc să servească și să fie în ajutorul, între ajutorul celor sărmani sau cu probleme. Poate nu sărmani, poate sunt prieteni care au probleme, da? Vreți să fiți de ajutor, vreți să echilibrați o situație, vreți să oferiți ce ați primit cândva și n-ați putut să răspundeți cu aceeași măsură, poate. Vreți să primiți și să oferiți reciprocitate. E frumos. Într-un fel vă reprezintă. Într-un fel vă reprezintă. Este și semn de pământ. Este și casa 6 a serviciului. Casa 6 reprezentată de zodia fecioare, da? A serviciului. Vreți să ajutați oameni săraci, tocmai pentru că vă simțiți inspirați, oameni cu diferite probleme. Și atunci e posibil acest 9 de spade să nu vă reprezinte pe voi. Dar, repet, o să vedem. Ce reușiți să faceți? Opa, ce frumos! 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Căutați ce înseamnă 9, 9, 9. În engleză, în română, în ce limbă vreți. Ce reușiți să faceți? Să vă iubiți pe voi. Da? Steaua și interesant, e varianta mică a stelei. Dacă cineva vă inspiră dragoste față de voi, respect față de voi, începe să aplicați ceea ce vă inspiră. Felul în care se poartă ei, vedeți cărțile? Și aici ai 3 de bâte, da? La sfat. Felul în care se poartă o persoană vă inspiră o schimbare de comportament. Sau un alt fel de comportament. Până acum cărțile arată foarte bine. Arată niște fecioare care sunt conștiente de ce au de făcut. Ca să-și transforme viața. Dar, o să vedem la clarificări, lucrurile se pot schimba. Ce reușiți să faceți 9 de cupe? Să vă bucurați de voi, să sperați în continuare să vă întâlniți eventual cu cineva care vă aduce multe emoții? Nu prea se vede călătorie, decât mai degrabă așteptare și pregătirea, probabil mai prin februarie. Nu știu exact când va fi această călătorie, voi știți. Că va fi un 0 în îndepărtare, da? În viitor îndepărtat, dar deocamdată aici se pregătesc lucrurile. Așteptați să vedeți cum se așează, așteptați, vin corăbile, îndepărtare, se vede ceva și pentru voi. Dar îmi plac că ultimele cărți sunt foarte senine. Căpătați încredere în voi. Ia. Vai ce frumos, schimbați energia. E o întâlnire de destin cu cineva. Aveți o întâlnire specială cu cineva. O persoană specială, profesor spiritual pentru voi, pentru unii dintre voi. Cu steaua, soarele și marele preot. E un personaj important din ce punct de vedere. Deși e posibil să vorbească și în public, dar nu atât e vorba de lucru în public, cât de capacitățile sale de vindecare, de vibrația sa foarte înaltă. Un soi de ghid spiritual, e o întâlnire cu un ghid spiritual care vă va aduce multă bucurie și, dar repet, ca să se întâmple această întâlnire și voi trebuie să știți
Și sunteți, cam lăsați în urmă, sunteți deja pe calea cea bună, da? Sfatul este, sunteți pe calea cea bună, așa simt. Frumos, male preot. Vai, ce frumos, ce înseamnă să tragi cu coada ochiului. Acest personaj să fie parte din destinul vostru. 5 și 6, exact, schimbarea de energie între anul care a trecut și anul care vine. Da? Anul a trecut a fost vibrația 5, s-a finalizat cu marele preot. După toate încercările prin care am trecut, dacă ascultați videoclipul despre numerologia anului 2021, ar fi fain. O să vi-l atașez sau este în playlist-ul pentru 2021, videoclipurile pentru speciale făcute pentru acel an. Și pentru 2022 o să-l fac în foarte curând, să termin cu zodiile. Să mă simt un pic mai bine, pentru că vreau să fiu în fața voastră când voi vorbi despre numerologia anului 2022. Dar e fain, rău de tot. N-aș vrea să găsesc nimic negativ în această etalare. Decât că, într-adevăr, va fi un moment zero în care va trebui să alegeți. Poate că unii v-ați obișnuit să fiți singuri. Da. Și trebuie să alegeți. Să schimbați energia. Dar, mai, e foarte frumos. Aș vrea să cred că unii vă întâlniți într-adevăr, uitat în continuare, regele de monede, vă întâlniți într-adevăr cu un suflet pereche foarte important, chiar o flacără geamănă pentru unii. Deși nu prea îmi place să zic chestia asta, pentru că e destul de rară și multă lume își închipuie că și-a întâlnit flacăra geamănă doar pentru că are niște simptome, care de multe ori sunt exagerate emoțional. În fine. La capătul setului de cărți, Cavalerul de Spade și Moartea. După o separare de cineva, o separare care probabil de-aia apare nouă de spade, va aduce suferință, durere, apare transformarea. Poate cineva din trecut să vrea să vină să vorbească cu voi, e treaba lor. Un eveniment neașteptat. Cavalerul de spade. Vrea să cum niște vești. Auziți ceva despre cine? Opa, cum simt mesajul? V-ați separat, pentru unii dintre voi probabil că v-ați separat de cineva la un moment dat și auziți că acel personaj are pe cineva nou. Posibil pentru acest lucru să vă doriți să călătoriți, să comunicați cu acel personaj, pentru unii, nu pentru toți. Oricum, niște vești despre un final sau despre o persoană de care v-ați separat vor ajunge la voi. E într-adevăr o luptă. De a merge mai departe, de a nu sta pe loc. Vedem ce alte cărți mai apar. Hai să clarificăm. Da? Sunteți de acord? Clarificăm 7 de bâte. Nici n-am de vocea. Mai dăm o carte. 7 de băte. O dată. Mai se poate. De două. Nici nu mă lasă să amestecat. Cad cărțile. Undeva într-un trecut îndepărtat, o voce. Ori ați vorbit cu cineva, ați auzit pe cineva, vocea cuiva. Vocea cuiva. V-a chemat la luptă? V-a chemat la luptă. V-a făcut să vă luptați. Sau vocea interioară?
foarte ciudate cărțile. Ce fel de poveste ar putea să fie asta în trecut? 5 de bâte. V-a făcut să vă luptați, să ieșiți dintr-o stare de doliu, de supărare. Vocea cuiva v-a făcut să vă luptați. A venit ca o voce din altă dimensiune, ca un vis. Nu știu pentru cine vorbesc. Dar posibil când v-ați dus să luptați pentru acest personaj, acesta a fost defensiv. Cinci de cupe, cinci de bâte și visul. Ia, aduce aici. Într-un trecut îndepărtat. Interesant ce mai simt. Dacă nu a fost vocea cuiva, poate ați auzit. E o chestie mai paranormală, să zice. Nu mai e paranormală, e normală. Vocea interioară v-a șoptit să vă luptați, să ieșiți dintr-un doliu, dintr-o bătălie și să vă luptați pentru un vis al vostru. Da, e ciudat. Trecutul îndepărtat încă este, poate nici voi nu-l puteți defini. Un eveniment neașteptat. Un eveniment neașteptat s-a întâmplat. Un eveniment trăsnet, o întâlnire trăsnet, o întâlnire șoc cu cineva. Posibil v-au făcut să fiți care cuvântul? Foarte ambițioși de a manifesta această întâlnire care părea ca ruptă din cer, nu știu, așa simt, e un vis, e ca un vis care te scoate din, vedeți cărțile, care te scoate din morți. Vis frumos, dar pentru care trebuie să lupți, da? Te scoate din doliu, din supărare, o voce, vocea cuiva. Dacă ați vorbit cu acești oameni, poate au fost defensivi și a trebuit să învățați să-i cuceriți, trebuie să cuceriți ceva sau să vă cuceriți visul. 7 ține de lecție, da? De Saturn, de lecție. E o lecție în acest eveniment neașteptat. Clarificăm 3 de monede, chiar dacă până acum trecutul îndepărtat pare ciudat. O dată de 2 ori. De 3 ori. Apă. Emoții. Emoțiile acestea au rămas. Și vreți în continuare să manifestați, dar nu la modul luptă. Vreți să construiți, nu știu, un vis. Măi, oamenilor, un vis. Ceva ce pare destul de nedefinit, parcă ar veni din alte, v-ar șopti ceva, nu știu, parcă ar fi din alte lumi. Ai. Ce mai simt în trecut îndepărtat? Dacă ați fost în doliu, că aici văd, a apărut nu doar 5 de cupe, a apărut doliu, da? A apărut doliu, da, grief, știți engleză, da, grief, doliu. Sau o durere foarte mare, sau voi ați fost la pas de moarte, pentru că am văzut și moartea, da, mai devreme. Unde era? Chiar aici, da? Chiar aici. Ceva s-a întâmplat, nu știu, ce fiori am. Simt că pentru unii a fost ca un moment de călătorie în timp, în spațiu, după o situație foarte tragică. Știți, când călătorește sufletul, spiritul în stare de comă, da? Și intră în alte dimensiuni și aude acolo niște voci și se întoarce iar, bătăios, 5 de bâte, 7 de bâte, dispus să-și redefinească destinul. Puh, ce mesaje, apropo de steaua și cineva. Îi apare aici, un personaj care vă inspiră din exterior. La distanță. Poate nici nu v-ați întâlnit. Măi, ce etalare îmi faceți aici.
Și acum, apa și 3 de monede. Apa a apărut și aici. Asul de cupe și 7 de cupe. Am zis, este o dragoste care încă e nematerializată. Poate ați avut un deja vu, poate ați avut un deja, cum se zice, ați auzit vocea cuiva într-o stare ciudată. Cam firme, dar nu cam firme, că poate unii ați auzit, eu am auzit, mie mi s-a întâmplat. Dar nu eram în stare de nici de doliu, nici de... Mi s-a întâmplat. Și sunt convinsă că suntem pe un canal de tarot în care ne putem permite să vorbim despre altfel de lucruri, da? Nu doar de 3D, de dimensiuni, de vieți anterioare. Și nu seamănă cu 6 de cupe ca acel moment de deja vu. Poate că a fost pentru unii. Dar vedeți voi aici, la capătul setului de cărți, apare moartea și cavalerul de spade, o voce, ceva, într-un moment de criză profundă. O voce care vă îndeamnă la trezire și la luptă și să mergeți mai departe. Acum primesc mesaje despre, nu știu, cineva cu marcaj în fecioară, soare, soare, Venus, ce aveți, unde am pierdut. Mai devreme era turnul la capătul setului de cărți, turnul și diavolul. Un eveniment șoc care va crea o obsesie. În ce sens? Ați vrut să înțelegeți ce s-a întâmplat în momentul ăla. Repet de câte ori vreți, până vă enervați, nu mă interesează. Vorbesc despre niște fecioare care au trecut printr-o limită de viață și moarte sau niște emoții negative foarte puternice. Timp în care, la un moment dat, repet, o voce, un vis, ceva, ați văzut pe cineva în vis, ați auzit pe cineva în vis și asta v-a trezit la 5 de bâte și 7 de bâte să luptați. Măi, persoana respectivă e predestinată pentru mine, ceva de genul ăsta a fost. De-aia apare și aici coșmarul, nu? De spade. Și aici e provocarea, stați în acest, vă repetați acest vis, această situație, această durere, da? Eventual un coșmar, poate. Bine, nu cred că a fost coșmar. Aici a fost trezire. La capătul setului de cărți am văzut și moartea și turnul. Și acum, în ultima vreme, emoțional, vreți aceste emoții pe care le-ați simțit față de cineva, repet, într-o stare foarte deosebită, ca să nu zic ciudată, da? Vreți să materializați o relație, 8 de bâte, am zis că înseamnă comunicare, călătorie, dar pentru a materializa știți că trebuie și voi să creșteți, să vă transformați, să lucrați cu voi. O latură spirituală care probabil că pentru unii a fost lucrată. Iar invocare. Tot chemați această apă, chemați aceste emoții. Te chemați să vină mai aproape sau simțiți că cineva vă cheamă, chiar dacă iau 5 de cupe, acum apare 5 de cupe, nu mai apare doliu. Sunt două cărți asemănătoare, dar sub formă diferită. 5 de cupe. Da? Invocare. Măi, e o chestie, parcă ar fi transă sau, repet, într-o stare de mare supărare. Simțiți că cineva va atrage într-o nouă direcție. Asul de spade, nu de spade, de bâte. Sau voi îi încercați să-i atrageți pe ei, sau și una și alta. Ciudată. 3 de monede, apa, în ultima vreme. Clarificăm 9 de bâte odată, pentru fecioare, de 2. De 3 ori. 9 de bâte. Nu aștepta să fie clarificat. A apărut 8 de monede. Doriți să munciți, să stați în picioare, să munciți, să vă transformați viața? Extraordinar. Destinul. Cineva vă inspiră. Vreți să munciți, vreți să vă întâlniți, să munciți, să stați în picioare pentru această stea? Și, dragii mei, nu, eu nu mă fixez pe zodii. Eu acum vorbesc, descriu o poveste foarte, nu e poveste de viață, dar foarte stranie și pe care o întâlnim adesea prin filme, da?
Vreți să stați în picioare, să munciți pentru destinul vostru și eventual să vă întâlniți cu acel person. Mamă, ce... Într-un fel sau altul mi-aduce aminte de filmul pe care l-am văzut zilele astea, că am fost bolnavă. Extraordinar și lumea. Știți că e distanță, ambele înseamnă distanță și lumea e la distanță. Știți că aveți de așteptat un pic ca să faceți o călătorie și să începeți un nou capitol în viața voastră. Ca să vă întâlniți cu femeia divină sau ca să o manifestați, dacă sunteți femei, să puteți manifesta femeia divină în preajma bărbatului divin. Știu că pentru unii o să fie ciudată exprimarea, dar asta e. Este pentru cine să fie această etalare, da? Nouă de spade, te rog frumos, clarificăm o dată. De două ori. Nu ți-i musai să fiu populară, citesc pentru cine îi să fie să audă. De trei ori. Extraordinar, împărăteasa. Împărăteasa și nouă de spade. E ca și când. M-ați terminat. Ar fi frumos de scris. Cine scrie mai o poveste din etalarea asta? Cine are talent la scris? Vă rog frumos, scrieți o poveste și o punem undeva. Că e ca de film. Dar de film din acela paranormal, psihologic, cu intrări și ieșiri prin spații, prin timpuri. Împărăteasa și nouă de spade. Eu asta văd. Dacă voi vreți mai mult să vedeți, sau mai simplu să vedeți, alegerea voastră. Văd un stres teribil, cum să deveniți femeia divină, cum să manifestați abundență pentru bărbatul divin. Sau poate să fie și invers. Dacă voi vreți să vedeți varianta negativă, e alegerea voastră. Dar e suficient de negativ faptul că acest nouă de spade încă stă în stres. Cum să manifeste partenerul său, hai să zic, nu femeia, partenerul său divin. Cum să manifeste varianta sa cea mai frumoasă. E o diferență extrem de mare între nouă de spade și împărăteasă, da? Și aici este provocarea. Și aici, între stea și nouă de bâte, iar o diferență. Și astea sunt lucruri care trebuie muncite, depășite. Dacă aș putea să desenez, poate când o să mă simt bine, să-mi aduceți aminte, să încerc să desenez. Într-o lucrare, ceea ce văd aici, în această etalare, mi-aduceți aminte. Ela, nu vrei să desenezi după etalarea Fecioară, ianuarie 2022, ceva? Ca să înțelegeți, eventual, vizual. Asul de spade și regina de cupe. Măi, e vorba de dragoste, de adevăr, dorința de a începe ceva nou. Și regele de spade. A cui o fi povestea voastră sau pe unei persoane din preajma voastră? Sau partenerului, partenerii voastre? Nu știu. E o poveste tare stranie. Părăteasa și nouă de spade. Dacă sunteți bărbați, probabil că unii dintre voi vă doriți la modul dureros o nouă de spade, stresant, epuizant. O femeie care pare specială, pare foarte specială. Clarificăm soarele. Cred că acum o să clarific majoritatea odată. De două ori. De trei ori. Ah, 10 de spade. Opa. Iar are legătură, într-un fel sau altul. Pe de-o parte, trebuie să lăsați în urmă, în prezent, să vă eliberați de o durere, de un ciclu, poate cu un personaj prea solar. Ar fi o variantă negativă, să zic, a acestei combinații. Prea solar. Nu zic musai zodia leului, nu.
Poate să fie orice altă zodie, da? Un personaj solar, vibrant. Dar poate fi foarte ușor dorința voastră de a renaște. De a renaște, inspirați de această stea. De acest ghid pe care îl aveți. Să lăsați în urmă 9 de spade, da? Acel doliu, acea supărare, doar l-am văzut aici undeva, niște probleme, da? Și să renașteți. Poate să fie o trezire cu acest soare. Trezire, repet, ca din morți. Că 10 de spade arată adesea un personaj la pământ, terminat, trădat, în durere. Și soarele trezirea, renaștere, ca și când ar fi o înviere din morți. Dar evident că poate să fie la nivel mental, de conștiință, nu musai fizic. Dar am dat și varianta cealaltă, eventual. Că acest ciclu dureros a fost influențat de un personaj solar pentru voi, poate nepotrivit vouă. Nu însemnam nimic cu personajul în sine, dar poate, într-o aparență, ori prea imatur, ori prea egoist, o variantă negativă. Dar, repet, eu prefer în acest context, cum văd eu cărțile, așa le văd eu, așa sunt ghidată să le văd. O renaștere dintr-o mare suferință, repet, ca din morți. Și iar vreți să vă apărați, să apărați acest as de cupe care vă consumă, o dragoste care vă consumă, nu știu pentru cine, pentru soare, pentru lună, pentru ascendent, pentru Venus, pentru cine citesc acum, dar este foarte ciudată etalarea. Hai să vedem 3 de bâte. O dată. Sfatul era, da? De 2, de 3 ori. 2 de cupe, fantastic, măi, fecioarelor. Dar până la urmă, dreptul vostru, pentru că am văzut multe etalări triste anul trecut. Dar vă aștepta sufletul pereche, vă pregătiți să călătoriți către sufletul pereche, îl știți că e la distanță. Dar interesant că a venit 2 de cupe invers. Iar nu sunteți împreună. În acest motiv, așteptați să vă întâlniți, poate. De acest motiv, cele 2 cupe nu sunt în poziție normală, sunt invers. Roata norocului, trebuie să schimbați energia. Iar să aveți o viziune, să vedeți în față. Probabil că vedeți unii, sau trebuie să vă schimbați viziunea. În primul rând, trebuie să schimbați energia. Și se vede că încercați să ieșiți dintr-o vibrație joasă, într-una mult mai înaltă. Se văd reușite, se văd rezultate. Păi de cupe invers. Mai dăm o carte pentru sfat. O dată. De 2. Și de 3 ori. Iar 7 de monede, așteptare. Și 3 de bâte și 7 de monede înseamnă așteptare. În diferite ipostaze. Așteptare, munciți în curtea voastră, încă mai trebuie să mai lucrați la voi pentru această întâlnire cu sufletul pereche. Repet, dacă aici este energia masculină divină și voi vă doriți să fiți în energia feminină divină, încă mai aveți ceva de lucru, 8, da? 7 și 8. Și atunci, până mai schimbați anumite lucruri, anumite detalii, păstrați-vă speranța, 3 de bâte și steaua, amândouă înseamnă speranță, stați în picioare cu 9 de bâte, stați în picioare, rezistați. Și lucrați în curtea voastră, în sufletul vostru, lucrați cu voi pentru că încă mai e ceva. Sau dacă nu la voi, la ei. Mai e ceva de lucru, mai trebuie să așeze universul lucrurile într-un anume fel. Le zic, aveți un picuț de răbdărică. Da, și va fi călătorie cu faetonul. Se va face dreptate. Într-un fel sau altul, se va echilibra viața voastră. Clarificăm steaua exterior, fecioară, odată, de 2 ori, 6 de spade.
6 de spade. Iar e o distanță, iar e o călătorie. Prințesa de cupe și Marea Preoteasă. Mai dăm o carte. O dată. De două ori. De trei ori. 9 de monede, o persoană independentă, clar. 9 de monede, nu sunteți voi. Inspiră ca și steaua și una și alta inspiră. Și una și alta, în general, au activități publice. Sau, chiar dacă 9 de monede nu are activități publice, e un exemplu de luat, da? Dar e o distanță, 6 de... de străbătut. Eventual, voi trebuie să veniți ca niște stele în preajma lor. Ei trebuie să... sau să veniți ca niște oameni independenți. Nu, vedeți cărțile? 9 de monede în preajma acestei stele, da? Să vă echilibrați, să semănați un picuț într-un fel sau altul. Poate unul e prea vibrant și altul încă mai trebuie să mai lucreze la el. Variază. În primul și în primul rând e o distanță. Persoana aceasta care vă influențează viața, vă inspiră, vă și vindecă de la distanță. Repet, e o persoană independentă. Care s-a vindecat singură sau prin credință de niște situații foarte grele, eventual asemănătoare ca voi, și și-a găsit echilibru și strălucirea într-un fel sau altul. Nu vorbesc despre oameni care au mai multe relații, nu, aici este un personaj integru. Eu așa-l văd. Iar apare faetonul. Da? Aceeași distanță care trebuie străbătută. Poate și unul și altul vă simțiți, vă doriți. Clarificăm 6 de monede. O dată. Regina de cupe. De două ori. De trei ori. Regina de cupe. Iar un personaj, cine poate să reprezinte iubirea mai bine decât o regină de cupe? Regina inimilor. Queen of Hearts made some thoughts. All in a sunny day. Cum era? Din Alice în Țara Minunilor. Apropo de situația prin care ați trecut la un moment dat acolo, parcă ține de Alice în Țara Minunilor. Ați intrat în niște dimensiuni. Ce s-a întâmplat? Vieți paralele? Dacă ați auzit așa ceva, nu anterioare, paralele. Ce vă doriți? Vă doriți dragoste și reciprocitate. Eventual vă doriți, dacă sunteți bărbați, o femeie care să vă iubească adevărat și să vă ofere ce n-ați primit până acum. Și să oferiți și voi. Hai să vedem acum la a treia ce a ieșit. Iar un personaj care vindecă. Cum am zis și mai devreme. Care vindecă. Dar iar trebuie să aveți și voi răbdare, trebuie și voi să vă vindecați. Și ei mai au de vindecat și voi aveți de vindecat. Mai, arată suflete perechi sau flăcări gemene. Chiar trebuie să zic flăcări gemene. Că tot am văzut mai devreme, da? N-am văzut îndrăgostiții? Am văzut îndrăgostiții și mare preot și profesor spiritual. Conexiune, dacă nu e profesor, o legătură spirituală foarte profundă, foarte intensă. Păi... Măi, fecioarelor, ce trăiți voi aici? E total opus decât am văzut la Zodia Leului. Total opus! Aici e altfel de dramă psihologică, energetică, o căutare a unor suflete în timp și în spațiu. Temperanța? Da, vă doriți să vă vindecați? Ca să vă... adică e o chestie conștientă, știți cam ce aveți de făcut. La capătul setului de cărți, regele de spade. Asta poate să spună multe. Am văzut mai devreme gemeni, dar
poate să fie și ceva aspect în alte zodii de aer, dar zic aspecte. Însă, trecând peste faptul că este o energie masculină, rațională, logică, a voastră sau a cuiva, acest rege de spate sugerează mult mai multe decât o energie masculină, rațională. Sugerează nevoia de a fi conștienți, cum am zis, și pare că sunteți conștienți, că știți ce aveți de făcut ca să vă atrageți sufletul pereche, flacăra, geamănă. Chiar dacă și știți că trebuie să aveți răbdare, că e în poziția dorințelor, știți că trebuie să aveți răbdare, că se va manifesta. Vorbesc acum pentru niște fecioare care au trecut prin niște situații excepționale și foarte conștiente de ce au de făcut. Pentru că nu vreți să pierdeți această ocazie, știți că este unica și mă înfior când vă povestesc acest lucru. Clarificăm 9 de cupe. O dată, de două ori, de trei ori. Asul de monede. Da, vreți, da, știți că trebuie să vă iubiți, vreți să ajungeți în punctul acela, pentru că știți că fără dragoste și stimă față de voi nu puteți să manifestați acest, repet, 9 de monede, steaua, soarele, iar steaua, împărăteasa, sunt figuri foarte importante din punct de vedere energetic și divin. Figuri în ce sens? Manifestări ale noastre, ale voastre sau ale persoanei sau și ale persoanei la care vă gândiți. O persoană specială nu vrea, nu mai vreți, nu păreți că vreți jumătăți de măsură, chestii karmice, nu. Repet, e ca o trezire din morți în care v-ați hotărât, da, ok, trăiesc, am ieșit din morți, trăiesc, dar acum această viață este, ce fiore am, este conștientă și sunt decis. 9 de bâte. Vreau să stau în picioare cu orice chip ca să mă întâlnesc sufletul pereche cu care încă nu v-ați întâlnit unii dintre voi sau v-ați întâlnit, v-ați separat și v-ați întâlnit în vii, sunt eu știu ce stări, da? Și vreți să vă întâlniți încă o dată. Sau dacă nu ați întâlnit, vreți să-i atrageți. Și astfel de monede, dorința de a începe ceva nou în acest plan. Regele de foc și Asul de cupe. Da. Aveți pasiune să manifestați această dragoste, dar știți că vreți să o manifestați și în plan terestru. Da. Sau mai bine zis, dacă nu neapărat în plan terestru, hai să nu folosesc cuvinte chiar atât de dramatice. Deși altă variantă tot dramatică este în această dimensiune sau în această viață. Pentru că putem manifesta vieți paralele, da? Dimensiuni paralele. În aceasta vreți să manifestați ceva special. Tocmai pentru că ați trecut prin niște lucruri. Și repet, cineva care vă inspiră de la distanță, care a lăsat tot așa, a lăsat în urmă întuneric ca să meargă spre lumină. Vedeți? Singura pată de lumină e aici, undeva sus. În rest a lăsat suferință, sânge, ceață, noapte, da? Ca să ajungă. Să-și găsească lumina și să manifeste. Independență, cea mai bună variantă sa. Clarificăm roata norocului. O dată. De două ori. De trei ori. Regina de spade. Și am văzut mai devreme și regele de spade. Trei de cupe. Bucurie. Dar schimbarea este schimbarea de noroc. Tot am văzut-o mai devreme. Dacă vă păstrați viziunea, aveți șansa să vă întâlniți cu acest suflet pereche. Regina de spade. Mai dăm o carte. Ce e această regina de spade? O dată. De două ori. De trei ori. Node. Trebuie să stați în picioare. Să vă păstrați rațiunea, să cuvântați înțelept, să gândiți în înțelept. Eventual să rezistați până la această întâlnire cu un personaj foarte inteligent.
care iese în evidență. Clar, e cam și nebunul. Pentru unii poate să fie și un divorț. Sau o separare, neapărat divorț. Separare de ceva. De niște alte energii care știți că vă stau în cale, vibrează, atârnă, de fapt nu vibrează, atârnă. Atârnă în această călătorie, în căutarea sufletului vostru. Și nu vreți bagaje, nu vreți, vreți să o luați de la zero, nu, fără bagaje. Și atunci trebuie să vă separați de ceva. Cu fi divorț, că nu fi, clarificăm nebună odată. Iar am vorbit mai de două ori. Trei ori. 5 de monede. Asta e. Turnul. Dacă v-ați simțit abandonați, singuri, în această căutare, într-un mod neașteptat, se va produce o întâlnire cu cineva, cu roata norocului, o întâlnire de destin, la un anumit timp. La acel timp, toată povestea o va lua de la zero, eventual într-o altă direcție, asta programată și manifestată de voi conștient. Mai dăm o carte pentru 5 de monede de bună dată. De două ori. Da, regele de foc. Și luați de la zero cu pasiune. Ce interesant. Ia uite, la capătul setului de cărți, alt nebun, dar în alt context. Și trei de bâte iar reapare, pe care l-am văzut în poziția sfatului, da? Așteptarea, speranța. Aveți speranță că va fi un punct zero, un moment zero în care vă veți întâlni și veți manifesta această întâlnire. Patru de bâte e o întâlnire foarte specială. Foarte, foarte specială. Posibil pentru unii cu o flacără geamănă, dacă... După cum arată cărțile, repet... Până vă plictisesc, vorbesc pentru niște persoane conștiente care știu ce au de făcut, care au citit sau documentat, încearcă să lucreze cu ei, da, să stea în picioare, să învingă orice blocaj. Sfatul pentru fecioare. Ianuarie 2022. Când se va împlini, nu contează, important este că, ia uite, vă cunoașteți valoarea. Vă cunoașteți valoarea. V-ați trezit acum. Știți că aveți o valoare specială și nu mai vreți oameni de duzină, da? Simpli. Go deeper. New Moon in Scorpio. Forați în voi, în trecutul vostru, în subconștientul și conștientul vostru. Onorați-vă sentimentele, simțurile, emoțiile. Primul pătrar de lună în pești. Mai. Trebuie să iertați pe cineva, forgive, da? Vedeți? Să iertați și să lăsați fricile să se dizolve. Și să acționați. Și cred că asta faceți. Repet, unii sunteți conștienți de ce aveți de făcut. Frumos, felicitări. Vă doresc succes. Dacă are vreunul dintre voi, vreunul, vreuna, doamnelor, dragile mele care ascultați, vreuna dintre voi, dacă are calități, așa a scris, poate faceți o poveste frumoasă pentru că cum arată, ar fi păcat. Eu deja o am. Repet, aduceți-mi aminte să o pun o dată pe hârtie, într-un fel sau altul. Când mă liniști și eu, când să mă simt și mai bine, să termin și toate etalările și pentru 2022, să vă povestești despre anul care vine, simbolistică. Da. Vă pup, dragii mei, vă doresc succes și să fiți fericiți, Doamne ajută! Dragoste, pace, creștere spirituală și ceau, numai bine!